Tinerii liberali din municipiul Deva au adus sâmbătă un zâmbet pe chipul doamnelor și domnișoarelor din reședința de județ, printr-un gest atât de simplu, dar atât de frumos, acum la început de primăvară. Ca în fiecare an, organizația de tineret a PNL-ului împreună cu noi ne bucurăm să putem oferi un mărțișor, o urare și un gând bun de primăvară și de fericire și de pliniri pentru toate domnișoarele și doamnele din Deva. 1 martie a venit primăvara, o zi superbă, o zi în care organizația de tineret oferă un mic dar doamnelor și domnișoarelor din municipiul Deva. Reprezentantele sexului frumos din reședința de județ au fost plăcut surprinse de gestul acestor tineri. Frumos, mie îmi place. Sunt tineri, e zi de primăvară, asta este. Ai primit vreun mărțișor astăzi sau este primul? Este primul, să fie cu noroc, nu? Mulțumesc frumos! Foarte frumos! Foarte frumos! Vă așteptați să primiți astăzi așa pe stradă un mărțișor? Nu mă așteptam de la tineri. Nu mă așteptam. Este primul pe ziua de astăzi? Primul, mulțumesc foarte mult. Nici nu ne-am așteptat. E minunat să-și aduc aminte cineva și despre noi. Ați mai primit vreun mărțișor astăzi sau este primul? Sunteți primii care mi-ar făcut bucuria asta. Mulțumim! Gestul tinerilor liberali a fost apreciat de devence, mai ales că 1 martie înseamnă începutul primăverii.